Alexandru Tudor, fotbalist în tinerețe, însă la Revoluție, apărând televiziunea română, a fost împușcat în amândoi genunchi, a trebuit să renunțe la cariera de fotbalist și drept urmare s-a dedicat arbitrajului. Mărturisea Alexandru Tudor înainte de meciurile foarte importante din cariera sa că nu se uită la televizor, nu citește presa, o singură oră de televizor pe zi și aceea de obicei pe canalul de muzică clasică Mezzo. Centreze tot ce află unul în ofensivă, pasă cu călcâiul, Garcia în care o centrează și ocazie mare a Ceahlăului. Își pune mâinile în cap Constantinescu, cel care a plonjat în disperare de cauză după această centrare a lui Lopez Garcia. Iată încă o dată foarte rapidă acțiune de atac a Ceahlăului. Doi jucători ai Ceahlăului, și Vlad Achim cu numărul 10 și Marian Constantinescu, ultimul dintre jucătorii echipei gazde care au trecut pe lângă minge. Să vedem replica dinamoviștilor cu Marius Alexe în colțul careului. Alexe scoate în centru, Rus este acolo, lângă el Cătălin Munteanu. Mingea ajunge la Dănciulescu, va centra Dănciulescu, nu scoate mingea în careu, cap Alexe și gol! Gol Dinamo în minutul 5, deschidere de scor, Marius Niculae este cel care a înscris cu capul. Fundașii Ceahlăului se uitau către asistentul de pe partea tribunei oficiale, Zoltan Sechei din Baia Mare. Fanionul a rămas jos, deși aici iată momentul centrării, dar are dreptate asistentul Zoltan Sechei, era poziție regulamentară și nu durează mult și Dinamo își impune punctul de vedere aici la Piatra Neamț. Fanii nemțenilor sunt nemulțumiți, protestează un oficial al Ceahlăului în urma unor faze fixe, emoție este și el acum. Dănciulescu iese la pasă, îi retrimite lui Cătălin Munteanu, centrarea pe colțul lung, cap, bară a lui Dinamo. Putea fi 2-0 pentru Dinamo și până la urmă reușește să prindă Bojan Jović. Tot Marius Niculae a fost cel care a trimis cu capul după această nouă centrare a lui Cătălin Munteanu. Iată-l pe Niculae desprinzându-se din marcajul unui adversar și trimițând cu capul în stâlpul din dreapta porții lui Bojan Jović. Să vedem lovitura de la colț a Ceahlăului, minge aruncată în 6 metri și ocazie bună a jucătorilor din Piatra Neamț. Nu a fost fault în atac, nu a fluierat nimic Alexandru Tudor. Da, este la un dat, dar pe finalul fazei. Din nou Marius Niculae, Marius Niculae caută vinclul! Puțin peste poarta lui Bojan Jović. Ce ocazii ratează Marius Niculae. A fost o intercepție rapidă a dinamoviștilor în jumătatea Ceahlăului. Din două pase mingea a ajuns la Niculae, aflat liber în marginea careului. Acesta putea să și pătrundă către poarta adversă, putea să și paseze, a preferat o finalizare. De aceea nu și-a găsit până la urmă un loc în Ștefan cel Mare. Din nou centrarea lui Lopez Garcia, Hens acolo, da, cu mâna a trimis Cristo Chiacu și va vedea cartonașul galben. Degeaba face semn că a fost împins, Alexandru Tudor este intransigent. Încă o dată foarte bună centrarea lui Lopez Garcia. Și am să o mai spun încă o dată, de la mâna lui Maradona din 86 nu s-au mai văzut goluri marcate în acest mod. Arbitrii au învățat să fie atenți de fiecare dată. Cristu Chiacu, primul avertizat al acestei partide. Marius Niculae, chiar dacă au mai fost ocazii importante, iată Ceahlăul încercând să dea replica cu Barna. Barna față în față cu Dragoș Grigore și frumoasă devierea lui Chiacu. Foarte frumoasă această fază a Ceahlăului. Iată, Barna aruncă mingea în careu și Chiacu pune vârful, înțeapă mingea, căutând colțul lung. 6 jucători aici Ceahlăului în zid, plus 2 dinamoviști intercalați, chiar cei doi atacanți, Marius Niculae și Dănciulescu. Îl vedem pe Cătălin Munteanu, șutează pe colțul scurt, puțin pe lângă poartă. Cer corner dinamoviștii, însă rămâne impasibil Alexandru Tudor. Jocul se va relua cu un out de poartă. Din acest unghi greu să ne dăm seama dacă mingea a fost deviată. Jović a rămas pe loc, l-a țintuit Cătălin Munteanu cu execuția și de pe această reluare pare că totuși mingea a fost atinsă de un jucător al Ceahlăului. Am văzut cum și-a schimbat rotația mingea în aer.
semn că a fost un contact acolo. În fine, greu de observat și lumina această săptămână. Jocul continuă aici la Piatra Neamț cu Laurențiu Rus. Aruncă mingea în careu pentru Marius Nicolae. Mingea jos, șutează Nicolae! 2-0 pentru Dinamo în minutul 32, al 9-lea gol în această ediție de campionat al lui Marius Nicolae, care ne arată și gheata cu care a reușit să marcheze. O fază foarte frumoasă de atac a dinamoviștilor, o acțiune de atacant adevărat a lui Săgeată. Iată mingea lui Laurențiu Rus, Nicolae pune mingea jos și trage foarte puternic din alergare pe colțul scurt. Bojan Jovic este depășit, la fel de aproximativ a fost și marcajul lui Nohai la Marius Nicolae. Două goluri așadar pentru Nicolae în această seară și încă nu a trecut decât aproximativ o treime din această partidă. Mai are timp, nu putea să facă nimic Jovic la această bombă a lui Nicolae, care însă ne-a arătat gheata stângă. L-am mai văzut până acum și probabil că o să-l vedem până la finalul meciului. Vine și o centrare în care Ochiacu s-a trezit cu mingea la picior și Bălgrădean reușește să respingă jucătorului Dinamo, în ciuda lui Lopez Garcia. Iată din nou faza cu Dragoș Grigore sărind pe lângă minge și permițându-i lui Hristu Chiacu această ocazie. Drept e că nici Chiacu nu se aștepta ca mingea să îi ajungă la picior. Încă o dată centrarea bună a lui Constantinescu. Chiacu până la urmă nu a reacționat chiar așa de târziu cum a apărut la prima vedere. Să-l vedem pe Marius Alexe, lansat către poarta lui Jovic. Marius Alexe cu poarta goală. 3-0 Dinamo, minutul 38, o gravă greșeală în apărarea Ceahlăului. Jovic s-a ciocnit acolo de Nohai, care face semne de jos că are nevoie de intervenția medicului. Imediat Alexandru Tudor face semn medicilor de la Ceahlăul să intre și să-i acorde îngrijiri lui Florin Nohai, care a rămas pe gazon. A primit o lovitură în plin Nohai din partea propriului său portar, o lipsă de comunicare acolo între Jovic și Nohai. Iată încă o dată pasa lungă către Marius Alexe. Vai, ce genunchi în față i-a dat Jovic cu echipierului său Nohai. Acesta este groghi și mare lucru dacă va putea să continue meciul. O lovitură groaznică, mai rău ca un pumn la box a fost acest genunchi pe care portarul Ceahlăului l-a aplicat colegului său. Iese cu fața ascunsă într-un bandaj Florin Nohai, se îndreaptă către banca sa de rezerve. Mai bine că nu vedem ce acolo. Are arcada spartă, asta este clar, sângerează abundent de deasupra ochiului stâng. Și în fine centrarea lui Cătălin Munteanu, omul cu pasele decisive în această primă repriză pentru Dinamo și golul cu numărul 200 în fotbalul românesc al lui Ionel Dănciulescu. Un gol pe care suntem extrem de bucuroși că am putut să vi-l oferim în direct la Antena 1 și la GSP TV în această seară. 200 de goluri numai în campionatul românesc, numai în fotbalul intern pentru accidentat. Nemțenii au repus repede mingea în joc, o centrare în careu, mingea la Constantinescu, întârzie, șut, puțin pe lângă poartă și va fi corner. Și nu Constantinescu, ci noul intrat, înlocuitorul lui Nohai, a tras la poartă, este Ionuț Bădescu, cel care cu piciorul stâng a căutat colțul lung al porții lui Bălgrădean, într-adevăr mingea deviată. Și este corner pe care îl bate Lopez Garcia. Agitație mare în care lui Bălgrădean. Vine centrarea la Hristu Chiacu și de pe linia porții respinge Cătălin Munteanu. Ceahlăul putea să marcheze. Balul românesc al lui Ionel Dănciulescu au fost reușitele acestei prime reprize. Încă o dată șansa lui Forminte, capitanul Ceahlăului, s-a aflat la finalizare și de pe linia porții a respins Cătălin Munteanu, făcându-și o datorie de adevărat ultim apărător. Aceasta a fost practic ultima fază importantă a primei reprize. Dinamo are 4-0 la Piatra Neamț la pauză. În pauză dăm legătura în studio. Revenim aici la Piatra Neamț peste mai puțin de un sfert de oră pentru acest ultim meci din etapa 10 a Ligii 1 Bergambir. Deci din campionatul intern, pe oriunde a jucat Ionel Dănciulescu, a lăsat o impresie excelentă. Ei bine, iată, spuneam forțat, probabil Costelenache îl introduce pe teren pe Gafița în debutul reprizei secunde, sperând să mai salveze ceva din această partidă pe care Dinamo a dominat-o clar în prima repriză.
Cu frumos de trei adversari, Dănciulescu, poziție centrală, poate șuta, preferă o pasă, să-l vedem pe Marius Nicolae, care ratează hat-trick-ul în minutul 50. Costel Enache fierbe pe marginea terenului, nu mai știe ce să mai facă antrenorul Ceahlăului. Elevii săi depășiți cu foarte multă ușurință. Iată, Marius Alexe a trecut de trei adversari, l-a găsit pe Dănciulescu, pasa sa către Marius Nicolae, aflat în poziție regulamentară. Iată ce bine a mers triunghiul de pas al dinamoviștilor. Până la urmă s-au recuperat nemțenii cu Bădescu în centru pentru Monroy, în stânga cere Stana. Stana centrează pe jos și Gafița, o ratare asemănătoare cu cea din etapa trecută de la Brașov. Lucian Cazan, care a reușit cu capul să trimită de lângă Laurențiu Rus. Lansare pentru Bacai, în poziție regulamentară albanezul. Când minge, pierde viteză, vrea să-i trimită lui Dănciulescu. Mingea rămâne la dinamoviști, iată-l pe Marius Nicolae, acum agățat în căreu și penalti, dictează Alexandru Tudor în minutul 79. Pentru faultul comis de Aitor Monroy asupra lui Marius Nicolae, niciun fel de proteste, doar un râs amar al jucătorului spaniol la decizia lui Alexandru Tudor, care este acoperit de regulament. Monroy a atacat târziu, scosese mingea de acolo Marius Nicolae în fața unui hat-trick în această seară, atacantul lui Dinamo. Oho! Ce execuție are Marius Nicolae, care marchează golul său cu numărul 10 în actuala ediție de campionat. Își completează un hat-trick, adevărat nu e chiar un natural hat-trick, cum ar spune englezii, însă este al treilea gol marcat de Marius Nicolae împotriva Ceahlăului. Dinamo se apropie de cel mai bun scor în această ediție de campionat, egalează performanța de la Mediaș. În minutul 80 așadar, Marius Nicolae înscrie pentru a treia oară din penalti, adevărat, însă un penalti dictat fără dubii. Cu încercând un dribling, saltă mingea pentru Gafița, în marginea careului imediat apare Moții lângă el și trimite în afara terenului. Au trecut jumătate din cele 3 minute de prelungiri. Ceahlăul mai are la dispoziție cam 80 de secunde pentru a încerca să înscrie și în poarta lui Bălgrădean. Marian Constantinescu în centrul terenului pentru Monroy, 1-2 încercat de jucătorii Ceahlăului, a respins de acolo Dragoș Grigore și Dinamo poate pleca din nou pe contraatac. Foarte bine l-a lansat Dănciulescu pe tânărul Andrei Stănescu. Acesta ajunge mingea, o ține în teren, nu își propune să se obțină decât cel mult o aruncare de la margine și nici pe aceea nu a reușit-o, pentru că lângă el Daniel Barna a știut să deposedeze foarte bine. Practic, ultimele secunde ale meciului de la Piatra Neamț. Voi da foarte repede legătura în studiourile atât ale Antenei 1 pentru serialul Narcisa, iubiri nelegiuite, cât și în studioul GSPTV, unde urmează Premium Liga și unde veți vedea toate reacțiile de la Piatra Neamț imediat în transmisiune directă. Astfel încât îmi fac de pe acum încheierea pentru a nu mai pierde timp după ultimul fluier al lui Alexandru Tudor. Să vedem atacul Ceahlăului cu centrarea lui Stana. Iese însă Bălgrădean bine pe traiectorie și degajează până la Andrei Stănescu. Ținut acolo Marius Nicolae, jocul lăsat să continue. A recuperat Lucian Cazan. Bădescu pentru Marc, urcă Marian Constantinescu. Ultimele speranțe ale nemțenilor, ultimele 10 secunde ale acestei partide. Nu cred că se mai poate întâmpla nimic, pentru că pierde Lopez Garcia, deposedat de Giacarigi Giacone, care a jucat foarte bine astăzi, cu excepția acelui cartonaș galben. Nu îi se poate reproșa nimic. Fluier aici încheierea, Alexandru Tudor. Vă mulțumesc pentru atenție, o seară bună în continuare. La revedere, rămâneți cu Antena 1 și cu GSPTV.